mai rar surprindem prin Chișinău o construcție desprinsă parcă din realitățile europene. Și asta pentru că moldovenii nu sunt atât de îndrăzneți când e vorba de forma construcțiilor sau le e greu să renunțe la stilul clasic cu care s-au obișnuit. Noi am găsit o clădire neordinară, dar și pe autorul acesteia, Vasile Stratu, arhitect de meserie care și-a făcut studiile la București. Aceste forme înclinate ne reprezintă curentul sau stilul deconstructivist. Eu cred că am abordat acest stil datorită faptului că am avut altă școală. La facultatea din Chișinău sunt alți profesori, sunt alte direcții de a-și învăța studenții. Pe mine mă expune sau mă reprezintă această direcție. Asta sunt eu. Deci aceste linii, aceste culori, aceste forme ciudate. Clădirea găzduiește sediul unei companii de construcții. Alegerea formei e motivată. Forma nu ne exprimă și funcțiunea, sau invers, funcțiunea nu ne reprezintă forma. Această construcție înclinată cu o pantă de 15 grade, deci ne reprezintă pe noi. S-a renunțat și la forma obișnuită a geamurilor, iar la capitolul culoare... 3 culori, deci alb, negru și lemn natural. Exteriorul atrăgător stârnește curiozitatea de a vedea și interiorul. Acesta e la fel de creativ. Trebuie de adus partea interioară, la fel ca și exteriorul. Aceste geamuri sunt destinate pentru alte funcțiuni de genul spații tehnice. Am direcționat mai multă lumină ca să fie toate oficiile luminate cu lumină naturală. Îndrăzniți să ieșiți din tipare!